Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu, bun găsit la Observator. Autorități, cadre militare, lideri politici și simpli cetățeni s-au îndreptat în această dimineață către cimitirul eroilor, au marcat ziua veteranilor de război printr-un ceremonial militar și religios, le-au adus astfel un omagiu. Cine fălor, Doamne, veșnică pomenire, veșnică pomenire. În semn de recunoaștere a meritelor acestora pentru apărarea independenței, suveranității, integrității teritoriale și a intereselor României, a fost instituită prin hotărâre de guvern în 2007 Ziua Veteranilor de Război. Zi ce este marcată anual la data de 29 aprilie. La Pitești, cu prilejul sărbătoririi acestei zile, la cimitirul eroilor, a avut loc o ceremonie militară și religioasă, alături de veteranii de război fiind autoritățile județului, reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale, lideri politici, dar și elevi. Ziua de astăzi, din punct de vedere al meu personal, este o zi istorică în sensul că ni se recunoaște, eu știu, niște, nu drepturi, o stimă pe care trebuie, de care să se bucure oamenii de vârsta mea, adică cei care au trecut prin focul războiului. Au fost depuse coroane și gerbe de flori pentru a aduce astfel un omagiu celor care și-au pierdut viața pe câmpul de luptă. Un moment foarte important la care am participat cu mare bucurie, având în vedere faptul că Ziua Veteranilor înseamnă foarte mult pentru ei, le suntem recunoscători și le suntem datori pentru toate eforturile depuse în timpul celui de-al doilea război, al primului război și celui de-al doilea război mondial și nu numai. Le suntem datori pentru jertfele și pentru tot ce au făcut pentru noi, pentru popor. Dar mai mult decât atât, sunt bucuros că alături de noi au fost chiar veterani de război cu vârste înaintate. Și am înțeles că din cei 14.000 de veterani de război care au fost în evidență, la momentul acesta ar fi cam 250, deci cu atât mai mult trebuie să-i prețuim pe care, cei care există și cinstim pe cei care nu mai sunt și care sunt de fapt eroii neamului. Evenimentul s-a încheiat cu parada militară a garnizoanei Pitești. Un puternic cutremur a zguduit Muzeul Județean Argeș, mișcările de teren au provocat și un incendiu de proporții. Pompierii au intervenit pentru a stinge flăcările, dar și pentru a salva mai multe persoane surprinse de situația de criză. E bine, cam acesta a fost planul unei simulări gândite de Inspectoratul de Situații de Urgență Argeș pentru Muzeul Județean. Exercițiul a avut ca scop principal pregătirea personalului în vederea gestionării situației limitării și înlăturării efectelor în cazul producerii unui cutremur și incendiu, precum și salvarea și acordarea primului ajutor medical pentru persoanele intoxicate cu fum. Manevrele de resuscitare, vă rugăm să ne trimiteți o ambulanță de terapie intensivă. Detașamentul de pompieri Pitești 1 a fost astăzi alertat pentru un exercițiu cu forțe și mijloace în vederea comunicării și timpului de alertare făcut pentru a putea stinge într-un timp cât mai repede un incendiu survenit la Muzeul Județean. Pompierii spun că exercițiul s-a desfășurat conform planului, fără nicio problemă. La acest lucru au contribuit și angajații Muzeului Județean Argeș. S-au făcut toate operațiunile, nu au fost probleme de comunicare cu directorii de la instituție, ne-au ajutat foarte mult. Noi ne-am atins scopul. Împreună am organizat acest exercițiu de simularea unui cutremur urmat de un incendiu violent. Atât colegii noștri la Muzeul Județean Argeș, cât și angajații de la ISU și-au făcut exemplar de datoria.
Inspectoratul pentru situații de urgență Argeș a participat la acest exercițiu cu 3 autospeciale cu apă și spumă, cu o autospecială de primă intervenție și comandă și cu o ambulanță de acordare a primului ajutor medical SMURT. Dacă aveți planuri pentru sfârșitul de săptămână, trebuie să țineți cont și de avertizarea meteorologică de vreme rea. Sâmbătă și duminică vom avea parte de ploi, vânt și furtuni, fenomene ce se vor înregistra în toată țara. Sâmbătă și duminică vremea se schimbă radical. Meteorologii au emis o informare de instabilitate atmosferică accentuată și ploi însemnate cantitativ valabile în toată țara. Începând de sâmbătă 29 aprilie ora 10 până pe 30 aprilie ora 18 vom avea parte de ploi cu caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului trecător și cu aspect de vijelie și pe arii restrânse căderi de grindină. ANME precizează că astfel de fenomene se vor semnala cu precădere în zonele de deal și munte, în Oltenia, Transilvania, jumătatea de nord a Moldovei și în Muntenia. Cantitățile de apă vor depăși local 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat 35-40 de litri pe metru pătrat. Așadar, în acest weekend, țineți cont de recomandările specialiștilor și nu uitați acasă cel mai important accesoriu, umbrela. Primarii pot primi mai mulți bani, asta după ce legea care prevede majorarea salariilor aleșilor locale a fost votată. Legea va merge pentru promulgare la șeful statului. La baza acestei majorări a stat argumentul că primarii au salarii mai mici decât cei din subordina lor. Salariile aleșilor locali vor crește cu 30%. Majorarea ar urma să se aplice doar până la intrarea în vigoare a legii salarizării, la 1 iulie. De la această dată, salariile vor fi corelate cu cele din noua lege a salarizării. Săptămâna aceasta am avut la votul final și a fost adoptat de Camera Deputaților un act normativ care a fost de asemenea inițiativa Guvernului, Ordonanța 9 pe 2017, și în Comisia de Administrație am venit cu un amendament la acest act normativ care prevede creșterea cu 30% a indemnizațiilor pentru primari, viceprimari și președinți de consilii județene, începând cu luna aprilie până la momentul la care legea salarizării unitare va fi promulgată. Ierarhizarea salariilor se va face în funcție de numărul de locuitori ai localităților și de rangul administrativ. Această ierarhizare a salariilor va fi făcută în principal pe două criterii: populația unității administrativ-teritoriale și rangul administrativ. Se încearcă această ierarhizare ținându-se cont și de rangul administrativ, deoarece există în România orașe sau municipii care au ca populație chiar o populație mai mică decât o localitate rurală. Creșterile salariale vor fi suportate de la bugetele locale. Legea care prevede majorarea salariilor aleșilor locale a fost votată cu 212 voturi pentru, 33 împotrivă și 8 abțineri. Încrederea în sine este poate cel mai important atu de care o persoană poate dispune pentru a încerca și pentru a și reuși. Atunci când ai încredere în sine, cel mai important este că nu ți-e teamă de eșec. Acest lucru l-au învățat astăzi zeci de copii din Pitești. Încă de mici, copiii încep să înregistreze mici reușite. Experiențele pe care le trăiesc pe măsură ce cresc, în special cele negative, îi pot determina pe copii să își piardă încrederea de sine. Pentru ca acest lucru să nu se întâmple, specialiștii organizează traininguri în care micuții sunt învățați cum să aibă încredere în propriile puteri atunci când vine vorba despre o viață de succes. Un astfel de training a avut loc și la Pitești, un training la care au participat peste 170 de elevi. Bucurăm foarte tare că au venit, sunt peste 170 de copii, despre imaginea de sine pozitivă, despre încrederea în tine și cât de important este să ai succes în viață, în orice îți propui. Acțiunea de la Pitești a făcut parte dintr-un program mondial la care au participat aproximativ 500.000 de copii. CS Mioveni joacă mâine acasă cu Reșița. În joc, Mioveniul are nevoie de puncte ca de aer. CS Mioveni are nevoie disperată de torie în duelul din campionat. Miovenul vine după puncte prețioase pierdute, egal acasă cu Foresta și eșec la Brăila. Sâmbătă, Mioveniul întâlnește acasă pe Metalul Reșița, o echipă totuși incomodă. Înainte de joc, Mioveniul are șansa întâi, locul 5 în campionat cu 51 de puncte. În schimb, Reșița se află pe locul 16 cu doar 20 de puncte. SCM Pitești joacă tot mâine la Chiajna. Duelul va avea loc de la ora 17, iar Nicolae Dică încearcă să-și motiveze elevii pentru un meci bun.
Promovată de etape bune în Liga a doua, SCM Pitești joacă sâmbătă în campionat la Chiajna 2. Nicolae Dică încearcă să-și motiveze elevii pentru ca SCM-ul să mențină blazonul pozitiv. O să fie un joc interesant, întâlnim o echipă bună, Liga a treia. De obicei au avut și jucători de la prima echipă. Ultimul joc l-au câștigat cu cei de la Craiova, au reușit să marcheze și multe goluri. O echipă care joacă un fotbal ofensiv. Jucătorii au și jucători tineri în componente. Sunt jucători care vor să demonstreze că merită să fie la prima echipă și ne așteaptă un joc greu. Fără nevoie de puncte în acest duel, Dică vrea totuși succesul. Doar așa își mai poate ține elevii conectați la intensitatea campionatului. Important este ca noi să fim concentrați 100% la acest joc și să reușim să câștigăm jocul. Sorin Ploscaru, directorul sportiv de la SCM Pitești, secția volei, se retrage. În activitatea sportivă, Ploscaru are mai bine de 3 decenii. Mai mult cu lacrimi în ochi, Sorin Ploscaru, directorul sportiv al echipei de volei de la SCM Pitești, a anunțat că se retrage de la formație. După mai bine de 3 decenii de activitate sportivă, Ploscaru consideră că a venit momentul să se retragă. A venit timpul să mă retrag din activitatea voleibalistică. Am făcut fac 65 de ani și trebuie să mă retrag. Cu această ocazie vreau să mulțumesc în primul rând familiei mele, că m-a înțeles și m-a sprijinit în activitatea de 32 de ani. Nu mi-a reproșat niciodată că am fost plecat, că am lăsat-o cu copiii acasă și după aceea trebuie să mulțumesc și autorităților locale care ne-au susținut în această activitate, domnului primar actual, domnului Gentea, dar nu pot să uit, chiar dacă se vor supăra unii pe mine, trebuie să-i mulțumesc și domnului fost primar Pendiu, pentru că dânsul am așa pe acest proiect. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile de la Pitești. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reîntâlnim la 7 zile în Argeș. La revedere!